Bună ziua, mulțumesc. Subiectul pe care vi-l supun atenție în continuare a fost deja evocat de domnul Dumitru Costin în intervenția pe care a avut-o mai devreme. Se referă la asociațiile PAS, care sunt acționari importanți în multe societăți comerciale, unele listate pe piața de capital, altele societăți de tip închis. M-am gândit să fac pentru început o scurtă istorie ca să vedem cum au apărut în acționariatul societăților asociațiile PAS și începem cu legea 15 din 1990, care a determinat practic reorganizarea economiei românești în societăți comerciale și regii autonome. Inițial, întregul capital social al acestor societăți a fost deținut de statul român. Apoi, primul pas în privatizare a fost legea 58 din 1991, care a stabilit cadrul general al privatizării și care a adus mai multe elemente de noutate. În primul rând, au fost introduse două structuri noi, Fondul Proprietății de Stat și Fondul Proprietății Private, existând de la bun început 5 astfel de fonduri. Fondul Proprietății Private, știe toată lumea, a primit 70% din capitalul social al societăților comerciale. Fondurile Proprietății Private au primit în total 30% din capitalul social al societăților comerciale înființate în temeiul legii 15. Totodată, fondurile proprietății private au emis certificate de proprietate care urmau a fi folosite de cetățenii români îndreptățiți pentru cumpărarea de acțiuni la societățile comerciale care urmau să se privatizeze. Ulterior, au fost emise și alte titluri de privatizare, cupoanele nominative de privatizare, care au fost folosite de asemenea în cadrul acestui proces. Dacă ne uităm la privatizare în România de atunci de când a fost demarată și până în prezent, se pot înregistra în mare 3 etape. Etapa privatizării MEBO, care a durat aproximativ până în jurul anului 95, apoi programul de privatizare în masă și apoi privatizările au fost făcute în principal prin metoda vânzării directe. Până în anul 1995, privatizarea a fost dominată de metoda MEBO și a fost perioada în care, practic, au apărut aceste asociații PAS. De la bun început, legiuitorul le-a stabilit un statut privilegiat. Asociațiile au putut să cumpere acțiuni în programul de privatizare, beneficiind de reducere ale prețului de vânzare cu până la 10% din valoarea ofertelor concurente la licitații, sau drept de cumpărare la preț egal cu al ofertelor concurente, sau și mai mult decât atât, facilități la cumpărare, cum ar fi creditele, plata la termen, sau și mai mult decât atât, plata în rate. Spuneam că asociațiile PAS au apărut pentru început în temeiul legii 58 din 1991. Se vorbea mai înainte aici despre întârzierea cu care apar normele metodologice. Iată și primele norme metodologice de aplicare au apărut în acest caz în 1992 și au fost publicate în 1993. Practic, în aceste norme metodologice a fost publicat pentru prima dată statutul unei asociații PAS și toate asociațiile PAS care au fost înființate în acea perioadă au preluat prevederile din modelul acesta de statut care a fost publicat în normele metodologice. Abia în anul 1994 a apărut o lege specială care reglementa statutul asociațiilor PAS și, evident, cu întârzierea corespunzătoare, în anul următor au apărut și normele metodologice de aplicare. Fac precizarea că în acea perioadă normele metodologice au fost tocmite și publicate de Agenția Națională de Privatizare, Fondul Proprietății de Stat și Fondurile Proprietății Private. În fine, ordonanța de urgență numărul 88 din 1997 a schimbat condițiile privatizării,
a abrogat legile anterioare, legea 58 și legea 77 și a preluat o bună parte din reglementările existente în legea 77 în legătură cu asociațiile PAS. Pe lângă dispozițiile speciale prevăzute în legislația privatizării în legătură cu statutul asociațiilor PAS, au fost aplicate și prevederile, normele de drept comun în legătură cu asociațiile și fundațiile. În fine, ajungem la caracteristicile asociațiilor PAS în această scurtă prezentare, în care trebuie să arătăm cum au fost constituită societatea și care este activitatea și competențele ei în prezent. Deci, în principal, asociația a fost constituită din salariați, foști salariați ai societăților comerciale și membrii ai organelor de conducere, manageri în perioada anterioară, membrii ai Consiliului de Administrație ulterior. Scopul pentru care au fost înființate aceste asociații au fost dobândirea acțiunilor societății comerciale în care a fost înființată, practic, asociația PAS. La fiecare societate privatizabilă a fost admisă a se constitui numai o singură asociație care avea ca scop dobândirea acțiunilor acelei societăți și nu și alte societăți care se afla în programul de privatizare. Legislația a prevăzut expressis verbis transmiterea acțiunilor dobândite imediat după achitare și dizolvarea asociației după ce au fost plătite toate datoriile și distribuite toate acțiunile. Deja din acest enunț ne putem pune întrebarea de ce mai există în momentul de față foarte multe asociații PAS. De la dobândirea acțiunilor în cadrul procesului de privatizare, dreptul de vot în adunarea generală a acționarilor societății este exercitat de către asociația PAS și caracteristica care, să spunem, are cea mai mare influență asupra situației actuale în acționariatul societăților în care se găsesc asociațiile PAS este faptul că acțiunile dobândite în cadrul procedurii de privatizare sunt proprietatea asociației, membrii au fiecare câte o cerere de dobândire a acestor acțiuni depuse la asociație și în situația în care aceste acțiuni care nu sunt încă integral achitate urmează să-și schimbe proprietarul, aceste tranzacții se fac numai în interiorul asociației PAS. Care sunt efectele în prezent ale existenței acestor asociații? În primul rând, asociațiile funcționează neregulate. Există asociații PAS care, de fapt, există numai pe hârtie sau în structura acționariatului de la depozitarul central, pentru că ele nu mai au organe de conducere, nu mai sunt reprezentate de nimeni, nu mai participă la nicio adunare generală a acționarilor societății respective. Un alt efect negativ pe care noi l-am identificat este scoaterea acțiunilor deținute de aceste asociații din circuitul civil. Practic, acțiunile deținute de asociații se tranzacționează numai în interiorul acestei asociații, acțiunile nu sunt vândute în exterior către terți. Un efect foarte important și nedorit al existenței în continuare a acestor asociații, cred că este alterarea substanțială a formării voinței sociale în adunarea generală a acționarilor societăților. Deci, practic, în momentul de față, o societate care are în acționariat o asociație PAS, în adunarea generală a acționarilor primește un singur acționar care votează în numele asociației, indiferent care ar fi opiniile exprimate de membrii asociației atunci când s-a luat hotărârea să se participe la adunarea generală a acționarilor. Și, în fine, un efect pe care deja l-am amintit, există, practic, în cazul acestor societăți, două prețuri de piață.
un preț cu care se tranzacționează acțiunile în cadrul asociației, preț care se formează așa cum prevede statutul acestei asociații, care stabilește și modalitatea de transfer, și un alt preț de piață stabilit pe bursă dacă societatea respectivă este listată. Am ales pentru exemplificare o structură de acționariat la o societate listată, în care putem observa că există trei entități care au o deținere aproximativ egală, deci această societate chiar există, este listată la Bursa de Valori București. Ce observăm? Practic, asociația PAS în adunarea generală a acționarilor, dacă participă, votează cu un singur procent de 35,66%, chiar dacă în cadrul asociației PAS opiniile în legătură cu punctele de pe ordinea de zi care sunt supuse adunării generale a acționarilor, chiar dacă aceste opinii sunt diferite. Dacă aceste opinii ar fi exprimate exact și direct de către cei care dețin de fapt acțiunile, s-ar putea constitui și alte majorități în adunarea generală a acționarilor decât cele care se constituie în acest mod. Și un exemplu și mai elocvent este exemplul următor, în care asociația PAS deține 70% din capitalul social, practic își impune punctul de vedere în adunarea generală a acționarilor și nu e posibilă formarea unei alte majorități. Ce s-ar putea face în aceste situații? S-a încercat pe cale judecătorească dizolvarea asociațiilor PAS și există hotărâri judecătorești irevocabile care au admis dizolvarea, dar această procedură este destul de mult îngreunată de faptul că persoanele care pot cere dizolvarea asociației nu pot justifica de cele mai multe ori un interes care să fie reținut de instanțele de judecată. Cel mai potrivit considerăm că ar fi modificarea legislației pentru ca asociațiile PAS care sunt în situația de a fi dizolvate să nu mai prelungească statutul lor actual. Deci, în momentul de față, există prevederi legale referitoare la dizolvarea asociațiilor PAS, care sunt prevăzute de la Constituire și au fost preluate și de Ordonanța 88 din 1997. Puteți vedea în prezentare că asociația se dizolvă când scopul pentru care a fost constituită a fost realizat, când toate datoriile contractuale au fost plătite, iar acțiunile au fost distribuite membrilor asociației. Practic, ce se întâmplă în situația în care o asociație PAS îndeplinește aceste condiții prevăzute de legiuitor pentru a se dizolva? Păi, fie adunarea generală a asociațiilor schimbă scopul pentru care a fost constituită societatea, fie asociația înregistrează o datorie simbolică către orice creditor, fie, deși au fost plătite toate acțiunile în programul de privatizare, nu le distribuie membrilor asociației și în acest fel nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru ca societatea să se dizolve. Și în cazul al doilea este și mai greu de îndeplinit această condiție pentru că intervine și activitatea și punctul de vedere al fondului proprietății de stat, unde știm că deciziile se iau cu dificultate și nu întotdeauna în sensul dorit. Există un proiect de lege întocmit de organizație cu contribuția esențială a domnului avocat Cristian Duțescu, care oferă o alternativă pentru dizolvarea asociațiilor PAS. Practic, ceea ce ar trebui să se întâmple ar fi ca acțiunile care au fost deja plătite în cadrul programului de privatizare să fie distribuite către membrii PAS și acești membri ai asociației PAS să fie de drept înregistrați în registrul acționarilor care este ținut fie de societate, fie de depozitarul central în cazul societăților listate. Cam asta este ceea ce voiam să vă prezint în legătură cu acest subiect. Vă mulțumesc!